la punctul termic 602 și la 910 din Găvana, gazele sunt oprite, deci apa caldă este oprită, datorită, sau cauza este neplata din partea asociației de proprietari, a unor asociații de proprietari, a căldurii și apei calde. Deci a facturii pentru energia termică. Este o datorie de 4 milioane de roni către district gaz, rețele de district gaz, pentru care bani care nu s-au plătit. O să spuneți de ce nu s-au plătit. S-au plătit 30 și ceva de miliarde, 3 milioane de roni, dar mai sunt încă 4 milioane. Piteștenii afectați nu au apă caldă încă de marți. Primarul Tudor Pendiuc a declarat că se fac eforturi pentru a se găsi 2 milioane de lei pentru plata unei părți din datorii, plată care ar debloca situația. Este un decalaj foarte mare între data emiterii facturii și data plății de către asociația de proprietari. Sunt 45 de zile, timp în care trebuie plătit acel gaz care se consumă. Am făcut demersuri să vedem dacă reușim să deblocăm situația. Trebuie date 2 milioane de roni.